Morning Glory, Morning Glory, Eminescu de tractorii. Bonjurică, bonjurică, 40 de minute peste ora 8 și 2 minute și acum o să vorbim un pic despre identitatea de gen, gen și spunem bună dimineața doamnei Mihaela Miroiu, bună dimineața doamnă. Bună dimineața tuturor. Suntem live pe Facebook, pe toate alea, doamna Miroiu este puțin supărată pentru că nu e așa, fiind profesoară și lucrând de 30 de ani de fapt la acest subiect, se simte pur și simplu dată la o parte. Ieri în Senat, în calitate de cameră decizională a Parlamentului, s-a adoptat o modificare la Legea Educației Naționale, prin care se interzice orice referire în școli și universități la identitatea de gen, înțeleasă ca teoria sau opinia că genul este un concept diferit de sexul biologic și că cele două nu sunt întotdeauna aceleași. Bun, ce facem acum, doamna Miroiu? Ce să vă spun? Hai să o luăm așa primitiv, da? Noi ne naștem de sex femeiesc și de sex bărbătesc. Deci ăsta este sexul biologic, cu facultăți reproductive diferite și potențial hormonal diferit. Nimeni n-are cum să nege lucrul acesta, evidență biologică. După care intervine ceea ce se numește genul, adică felul în care într-o anumită societate este reflectat rolul dumneavoastră în calitate de bărbat și vi se spune ce e acela un bărbat, cu ce trebuie să se joace, cu ce trebuie să se îmbrace, ce trebuie să facă, ce are viața sa, că trebuie să meargă la război ca să fie un adevărat bărbat sau măcar să meargă în armată, că trebuie să fiți eventual singurul câștigător al pâinii, că trebuie să fiți mereu puternic și tare, etc. După cum, dacă eu sunt fată și trăiesc într-o societate tradițională, mi se spune că trebuie să fiu supusă, că eventual n-ar trebui să învăț, niciodată să învăț pe alții, mai ales pe bărbați, că rolul meu este să fiu eventual casnică și să mă reproduc și să îngrijesc de bărbați sau de copil în continuare până la adânci bătrânețe. Adică, pe scurt, genul e cu totul altceva. E felul în care o societate înțelege rolurile celor două sexe. Are capacitate biologic și cu ce semnificație de o societate. Așa. E cu totul altceva. Deci odată e o aberație. Toate au gen, nu? Da, toate au gen, dar de la ce credeți că s-au luat ăștia? Ce li s-a întâmplat? S-au luat de la un lucru care este flagrant și pe care ar trebui să-l luăm în serios. În Parlamentul României există un grup ecumenic de rugăciune făcut după un model ultraconservator din Senatul American, pe care îl și imită, și care nu că se roagă este exact problema lor. Dar, de fapt, este un fel de rețea care face proiecte legislative și care e alcătuită preponderent din neoprotestanți, mai ales din baptiști. Mm-hmm. Ei au reușit că impună, de exemplu, povestea cu nu trebuie să se facă educație sexuală în școli. Ei au avut un rol foarte important în ceea ce privește referendumul de anul trecut. Ei au propus, de fapt, până la urmă, acest amendament incredibil, care arată, în primul rând, o ignoranță crasă în ceea ce privește termenii pe care îi folosesc. Și, în plus, arată multe alte lucruri, cum ar fi, de exemplu, că Parlamentul și-a depășit rolul legislativ și trece ca să stabilească curricula din școli și universități, deci consideră că are un rol științific. Îmi pare foarte rău. Nu e permis așa ceva, să decizi în Parlament ce să studieze copiii, elevii, studenții. Mai mult sunt și amenzi pentru profesori trecute în mizeria exact, asta. Exact, da. Ca să nu mai vorbim că e o încălcare flagrantă a autonomiei universitare, plus o încălcare a principiului constituțional al egalității de șanse, a legii egalității de șanse, a legii pentru combaterea discriminării, a legii împotriva violenței domestice, a unei multitudini de legi și convenții internaționale căreia România îi este parte. Că un individ fantezist și ultraconservator a propus asta, susținut de un coleg de-al său, e una,
ci că ceilalți, 85 în afara lor de senatori, au votat pentru chestiunea asta, ne spune, cred că mie îmi spune în primul rând că oamenii aceștia nu citesc ceea ce votează. E posibil, sau e posibil să nu înțeleagă, nu? Da, nu se poate ca printre ei să nu fie și oameni de bun simț care să priceapă un lucru elementar, orice are gen, da? Inclusiv masa. Noi avem ambigen masculin, feminin, da? Noi nu avem neutru, ca de exemplu în limba engleză. Ce are povestea asta cu termenii, numele, denumirile, cu ceea ce ei vor să facă, de fapt, adică, nu știu, să facă o coincidență, o suprapunere totală între ceea ce numesc sexul biologic și gen. De unde și până unde? Povestea. Adică este o negare a oricărui bun simț științific. Bun, amendamentul ăsta vine de la Vasile Cristian Lungu, este absolvent al seminarului teologic din Zalău, licențiat în psihologie specială în state la Loyola University, potrivit publicației sportulsălăjan.ro. Și în afară de faptul că foarte multă lume a votat în Senat pentru prostia asta, care pur și simplu vă scoate din circulație. Înțeleg că nu mai aveți voie să mai vorbiți acum la școală despre tot ce v-a consacrat. Atenție! Nu mai avem voie să spunem nici că există un institut pentru studierea egalității de șanse în Uniunea Europeană, că există politici europene pentru egalitate de gen. Nu mai avem voie să spunem nimic de genul acesta, adică mie mi se pare fioros de stupid, pe lângă faptul că e periculos, antidemocratic, încalcă legi. V-am spus că pe mine nu mă supără atâta că există câte un om de felul acesta, ci când acel om reușește să-i atragă pe alții și să legifereze o porcărie în definitiv, că este pur și simplu ironia sorții ce s-a întâmplat acolo. Nu e vorba de faptul că îmi desfințează mie un domeniu. Mm-hmm. Nu e vorba de persoana mea în toată treaba asta. Este vorba pur și simplu că își bate joc, calcă în picioare ideea de cultură și ideea de democrație. Mă rog, să vedem. Deocamdată e doar o propunere. A fost votată în Senat. A fost votată în Senat. Senatul e cameră decizională. Da, dar trebuie să ajungă la președintele Iohannis și să sperăm că acolo lucrurile se vor limpezi și prostia asta va dispărea de pe de pe lista idioțenilor recente care au lovit România până una alta. Sperăm. Să sperăm, da. Oricum, suntem aici, mai vorbim despre subiectul ăsta și vedem ce se mai întâmplă. Vă mulțumim că ați fost alături de noi, doamna Miroiu. Cu mult drag și sper să ieșim din epoca idiocrației, de fapt. Da, e puțin complicat, iar pentru cei care nu înțeleg de unde vine toată mizeria asta, să se uite pe Netflix la serialul numit The Family și au să mai înțeleagă una alta. Dar până una alta, vă mulțumim, doamna Miroiu, vă ținem pumnii să... Cu multă plăcere, da, și... Să aveți nervi tari. Da, te doresc tuturor să trăim în vremuri normale. Nu o să mai fac glumele alea de genul să ne auzim cu bine gen, le lăsăm pentru altă dată. Da. Vă mulțumim foarte mult. Mai rămâneți un pic cu noi să facem o fotografie de grup, ca să zic așa, și de gen, și noi revenim imediat după publicitate. M-am pupat pe ceacre, pa, pa. Morning Glory on Rock FM.